Ori de câte ori ne găsim în casa Domnului, este un har pe care Dumnezeu ne-l acordă și să ne gândim că sunt alții care și-ar dori să fie în asemenea momente împreună cu noi, dar suferința, poate bătrânețea, poate alte necazuri, i-au împiedicat să vină la părtășie. De aceea cred că este un har și în această seară să ne găsim la părtășie în casa lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. În perioada în care ne găsim, alături de cartea Proverbe și alături de cartea Eclesiastul, am început să studiem, să ne apropiem de o altă carte care face parte din segmentul cărților poetice din Vechiul Testament. Și avem înaintea noastră, în seara aceasta, un pasaj din cea mai veche carte a Bibliei și probabil este cea mai veche carte scrisă în lumea noastră. Este cartea lui Iov, despre care cei care studiază Cuvântul lui Dumnezeu spun că probabil a fost contemporan cu Avram. Asta înseamnă că a fost scrisă și evenimentele derulate aici s-au petrecut cu multă vreme înainte ca celelalte cărți din Vechiul Testament să fie scrise. Cred că această carte a lui Iov este, dacă vreți, un fel de doctorat a unui om în suferință. Și nu cred că este simplu pentru cineva care n-a trecut pe unde a trecut Iov să poată înțelege și să poată pătrunde adâncimea sau semnificația evenimentelor petrecute aici. De aceea mă apropii chiar de textul din această seară și n-aș vrea să fie cu un ochi critic sau privind de undeva de sus experiența unui om care, cred că n-aș greși dacă aș spune, a participat la Cupa Mondială a Suferinței. Fiecare dintre noi avem suferințele noastre, avem durerile noastre, avem necazurile noastre. În fiecare suflet care se găsește într-o casă de rugăciune există o durere. Însă, care dintre noi s-ar încumeta să se compare cu acest om deosebit cu care chiar Dumnezeu într-o altă parte a Bibliei se laudă? Dacă Noe, Daniel și Iov, spune Domnul în altă parte, ar mijloci pentru poporul Israel, nu i-aș asculta. Înseamnă că oamenii aceștia trei au avut o mare trecere înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă că oamenii aceștia au fost cu adevărat niște giganți spiritual înaintea lui Dumnezeu. Spuneam la începutul serii că acest capitol 3 din cartea Iov este unul dintre cele mai triste pasaje din Biblie. Probabil psalmul 88 s-ar mai putea asemăna pe aici pe acolo cu ceea ce exprimă Iov în descurajarea lui, în depresia lui, care vine în urma suferinței fizice, dar și a faptului că la un moment dat el s-a trezit că a pierdut tot. Și cineva punea o întrebare: ce-ți mai rămâne după ce ai pierdut tot? Nu știu dacă în această seară este cineva aici care ar putea să spună: eu am pierdut tot. Și Iov a pierdut sănătate și Iov a pierdut 10 copii. Dintr-o dată, din vârful piramidei, este undeva în pulberea pământului și se pare că viața i-a dat cea mai puternică trântă acestui om deosebit, acestui om credincios înaintea lui Dumnezeu. Mă gândeam la versetul 22 din capitolul 1, acolo unde imediat după ce calamitatea a lovit familia lui Iov și viața lui Iov, spune Domnul următoarele: în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Este un mare lucru. Când vine o încercare și un necaz peste tine și peste mine,
să nu păcătuiesc, să nu păcătuim, și pe de altă parte să nu vorbești nimic necuvincios la adresa lui Dumnezeu. E un mare lucru. Este o mare performanță spirituală să poți să faci lucrul acesta. Însă, mă uit la capitolul 3 și așa ca om, parcă este o altă persoană. În mod evident, în capitolul 3, Iov face două lucruri. În primul rând, îi pare rău că s-a născut și chiar primul verset, al doilea verset, spune că în momentul în care a deschis gura, a blestemat ziua în care s-a născut. Cu precizarea următoare. Iov nu-l bleastămă pe Dumnezeu. Iov își exprimă durerea pe care a acumulat-o în inima lui, în viața lui, spunând, îmi pare rău că m-am născut, mai bine nu mă nășteam. Mai bine nu mi-a dat Dumnezeu viață în lumea aceasta. Sau spune el mai jos, mai bine, în momentul în care m-am născut, să nu mai trăiesc. Mai bine muream la naștere. Iar un al doilea lucru pe care îl face Iov în cartea, în cartea aceasta, în capitolul 3, spune înspre finalul capitolului, aș vrea să mor. Nu are rost să mai trăiesc. Spune cuvântul Domnului aici, modul în care el apreciază și chiar oarecum laudă moartea în momentul de suferință. V-aș întreba în această seară, oare atunci când trecem prin necazuri și prin greutăți în viață, este bine să blestemăm ziua în care ne-am născut? Nu cred. Oare este bine în momentul în care viața este grea? Să zicem în fața lui Dumnezeu, Doamne, mai bine nu mă nășteam? Deși am auzit, spunând anumite persoane, când au trecut prin anumite greutăți în viața lor și nu le-a fost ușor, spuneau, mai bine nu primeam viață de la Dumnezeu în lumea aceasta, mai bine muream pe patul de spital. Sau persoane care, într-o descurajare foarte adâncă, poate într-o depresie pe care o au în viața lor, să spună, mai bine mor, n-are rost să mai trăiesc. N-are rost să mai trăiesc. Eu aș dori în această seară, dacă sunt aici persoane care nu mai văd nicio rază de speranță înaintea lor, înaintea familiei lor, mă rog în seara aceasta Dumnezeu să le vorbească. Și Dumnezeu să le arate că întotdeauna cu Dumnezeu se merită să trăiești și nu este bine să spunem, deși și alții din Biblie au spus în anumite momente, Doamne, ia-mi viața. A zis Moise, a zis Ilie, a zis Iona și eu vă întreb, oamenii aceștia când și-au dorit moartea, au fost pe cele mai înalte piscuri spirituale sau exprimarea pe care ei au avut-o în momentul acela a fost într-un moment de slăbiciune. Și cu siguranță Domnul nu le-a ascultat rugăciunea la niciunul dintre ei. Când se gândește Iov la starea lui, la situația lui, el se apropie de Dumnezeu și îi pune o întrebare. Și zice aici în versetul 23, pentru ce zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care el îl îngrădește, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile. Iov se uită la suferința lui, se uită la necazul lui și nu are nicio explicație. Și își dă seama că nu e vorba de păcat. Și chiar Dumnezeu spune, Iov nu suferă pentru că este păcătos. Dar aș vrea să reținem că Iov n-a citit capitolul 1 și capitolul 2. El nu știa
ce se întâmplă în sferele cerești și nu știa despre înțelegerea sau discuția care a existat între Dumnezeu, pe de o parte, și diavol, pe de altă parte. El nu vede nicio cale de ieșire. El nu vede nicio soluție. La cine să apelez? La prieteni? Spunea cineva, cu prieteni ca aceștia nu mai ai nevoie de dușmani. Oameni care atunci când tu suferi, în loc să vină să te încurajeze, se uită să vadă cam cu ce te-ar putea acuza. În loc să îți dea o vorbă de încurajare, îți face un proces verbal. Este vinovat cu asta, cu asta, cu asta. Oameni ca aceștia, ca aceștia, cu prieteni ca aceștia, nu mai e nevoie de dușman. Se uită spre soție. Soția îl îndeamnă, zice, mai bine blestem pe Dumnezeu și mori. Se uită la Dumnezeu. Și parcă în ecazul lui, în suferința lui, ar aștepta un răspuns de la Dumnezeu. Dumnezeu cumva din cer să-i dea o explicație. Dar sentimentul pe care îl are Iov în capitolul 3 este ca și cum și Dumnezeu e împotriva lui. Nu este ușor când treci în viață și vezi că apropiații nu te înțeleg, când vezi că familia nu te înțelege și mai mult decât atât sau cel mai rău, parcă nici Dumnezeu nu-ți vine în ajutor. Și este interesantă expresia pe care o are Iov aici în versetul 23, zice: pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? Adică cel care aș aștepta în mod normal să-mi vină în ajutor, parcă este împotriva mea. Poate că unii dintre noi am avut în viață momente de felul acesta în care parcă ne-am fi luat la ceartă cu Dumnezeu. Parcă i-am fi cerut socoteală lui Dumnezeu: Doamne, dar și Tu ești împotriva mea. Am avut și eu în viață momente de descurajare. Și cred că fiecare dintre noi avem momentele noastre de descurajare în viață. Însă trebuie să recunosc că n-am avut niciodată momente de depresie sau momente în care să nu văd o lumină sau o speranță în situația în care m-am găsit. Înseamnă că-s mai mult decât Iov? Nici pe departe. Cu siguranță că încercările mele, problemele mele, nu se pot pune alături de problemele pe care Iov le-a avut în viața lui. Dar cu siguranță am avut fiecare dintre noi momente în care poate ne-am fi luat un pic la ceartă cu Dumnezeu, ca și cum i-ai cere socoteală lui Dumnezeu: Doamne, te rog să-mi explici. V-aș întreba în seara aceasta, vi se pare o întrebare înțeleaptă să-L tragi la socoteală pe Dumnezeu? Oare un copil înțelege întotdeauna tot ce face părintele? Oare noi ca părinți, ca tată, ca mamă, considerăm că trebuie să-i dăm raportul copilului de tot ce facem în dreptul lui? Nu spunem noi: tu nu înțelegi în momentul acesta, vei înțelege mai târziu. Eu sunt tatăl tău, eu sunt mama ta. Eu știu mai bine ce trebuie făcut în direcția aceasta. Cu siguranță în momentul în care noi îl chestionăm pe Dumnezeu și îl tragem la socoteală, e un fel de reproș. Întrebarea mea este: dacă în dreptul meu poate Domnul n-a rezolvat o situație așa cum eu aș vrea să o rezolve, înseamnă că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea? Oare dacă într-o anumită situație Domnul nu dă vindecare, înseamnă că Dumnezeu nu mai vindecă deloc? Aș vrea în această seară, în minutele pe care le avem la dispoziție, să ne gândim fiecare dintre noi la această problemă a suferinței cu care ne confruntăm în viață fiecare dintre noi. Aș vrea să ne oprim puțin la cauze ale suferinței, la reacții pe care le putem avea în suferință,
Dar aș vrea să vedem că, pe de altă parte, din orice situație rea, Dumnezeu e în stare să facă ceva bun. Pentru că este Dumnezeu. Când ne gândim la motivele pentru suferință, probabil că primul gând pe care îl avem este păcatul. Și ne gândim că suferința întotdeauna se datorează în viața noastră păcatului. Este cea mai comună explicație pe care oamenii o au. Uitați-vă în cartea lui Iov, în capitolul 4, versetul 7, îi zice Elifaz din Teman, îi zice lui Iov: adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit. Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? Ca și cum i-ar spune lui Iov: Iov, tu ești în situația asta pentru că în viața ta este păcat. În Noul Testament, Domnul spunea în Evanghelia după Ioan, în situația aceea în care orbul acela din naștere era acolo și ucenicii au spus: învățătorule, cine a păcătuit? Deci nici măcar nu se gândeau că putea să fie și altă explicație. Din start au pus eticheta, din start au tras concluzia și au zis: omul ăsta este orb pentru că a păcătuit. Și singura lor întrebare era: oare cine a păcătuit, el sau părinții lui? Și Domnul îi surprinde și le spune: n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, și motivul pentru care el s-a născut în felul acesta este ca să se arate slava lui Dumnezeu în situația lui. Deci nu este bine să ne pripim, să tragem concluzii că întotdeauna suferința se datorează unui păcat în viața acelei persoane. Îl avem pe Iov în seara aceasta ca un exemplu. Iov nu suferea din cauza păcatului. Dar este adevărat că uneori Dumnezeu a îngăduit suferință în lumea noastră și din cauza păcatului. O altă cauză a suferinței este faptul că Dumnezeu ne disciplinează. Care părinte împlinește toate mofturile copilului? Care dintre noi spune copilului, așa cum a zis Irod în vremea aceea: cerem orice vrei? Tot ce vrei tu, îți cumpăr, oricând. Nu contează preț, nu contează cerințe, tot ce vrei îți dau. Eu cred că fiecare dintre noi avem momente în care spunem: asta se poate, asta nu se poate. Avem momente în care încercăm să vorbim frumos, momente în care poate ridicăm tonul, momente în care pedepsim, disciplinăm, și tot la fel face și Dumnezeu. În 1 Corinteni, în capitolul 11, acolo unde este vorba de cina Domnului, deși de multe ori trecem cu vederea versetul acesta, spune aici apostolul Pavel: din pricina aceasta sunt între voi în adunare mulți, nu puțini, neputincioși, adică oameni care n-au putere, oameni care au slăbiciune. Sunt între voi și bolnavi, pentru că boala poate fi și o măsură de disciplinare din partea lui Dumnezeu. Și este un al treilea lucru care este și mai grav în felul în care Domnul disciplinează, și zice: și nu puțini dorm. Dar nu se referă la somnul pe care omul îl are noaptea sau somnul acesta fizic, ci se referă la moarte fizică. Pentru că în epistola pe care o scrie Ioan în capitolul 5, acolo spune printre altele: și să știți că este un păcat care duce la moarte. Și nu este o întrebare, este o afirmație. Care e păcatul acela? Poate fi oricare. Ceea ce noi trebuie să învățăm în această seară și de fiecare dată când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, este să nu ne jucăm cu păcatul în viața noastră. Pentru că niciodată nu știm care este măsura de disciplinare pe care Domnul o poate îngădui în dreptul nostru. Atitudinea noastră trebuie să fie întotdeauna de a fugi de păcat cât se poate de mult. Și zic la aceasta, Domnul să ne ajute. Suferința poate să vină în viața noastră nu doar din cauza păcatului sau a disciplinării lui Dumnezeu. Suferința poate fi un atac al celui rău, o lovitură a diavolului.
Nu vi se pare interesant că cea mai logică explicație la suferință este trecută cu vederea cel mai adesea? Cel mai adesea nu ne gândim că un anumit necaz sau o anumită încercare sau o anumită boală care să vină peste noi sau peste cineva din casa noastră poate fi o lovitură a celui rău prin care diavolul încearcă să lovească în familie, să lovească în credință, să lovească în viața celui credincios pentru a se îndepărta de Dumnezeu și a-l întoarce spre Dumnezeu într-o stare de răzvrătire. Într-o stare în care să adun resentimente în inima mea, în viața mea, față de Dumnezeu. Cu siguranță, uneori suferința vine în viața noastră din cauza unor alegeri greșite. Un băiat a luat mașina tatălui fără să-i ceară permisiunea, nu avea permis și a lovit-o. Și acum el știa cam ce o să urmeze după asta. Cam ce predică o să țină tata. Și s-a gândit să se roage. Și rugăciunea copilului a fost: Doamne, te rog, fă să nu se fi întâmplat lucrul ăsta. O rugăciune copilărească. Adică, Doamne, am făcut o alegere greșită, Doamne, dă timpul înapoi, că n-am procedat bine. Uneori suferim în viață din cauza unor atitudini greșite. Atitudini greșite față de familia noastră, atitudini greșite față de organismul nostru, oameni care la tinerețe poate și-au bătut joc de sănătatea lor. Și apoi s-au întors la Dumnezeu și totuși în trupul lor, în organismul lor, au rămas niște consecințe ale unor alegeri pe care ei le-au făcut în viața lor. Este foarte important să fim foarte atenți la alegerile noastre. Pentru că sunt anumite alegeri pe care noi le putem face în viața noastră și să greșim și să suferim în urma acelor alegeri. De aceea Domnul să ne dea înțelepciune. Înainte de a tăia materialul, măsurăm de 10 ori. Ca să iasă tăietura cum trebuie. De asemenea, suferința se datorează și faptului că lumea în care noi trăim este o lume căzută. O lume în care se întâmplă multe catastrofe. Și uneori sunt oameni care sunt atinși de aceste necazuri care vin peste lumea întreagă. Însă, dați-mi voie să vă spun, când este vorba de suferință, cel mai important lucru este atitudinea pe care noi o avem față de suferință. Cel mai important lucru nu sunt răspunsurile pe care noi le-am putea obține. Cel mai important este ce atitudine ai. Ești în situația aceasta. Ești în necazul acesta. Treci prin încercarea aceasta. Dar întrebarea este, care ți este atitudinea? Și probabil aici lupta este cea mai mare, ca să ne alegem și să ne disciplinăm viața personală ca să avem atitudinea potrivită. Am auzit experiența unui copil, unui tânăr, care avea un handicap și avea o problemă la picior, umbla mai greu și încerca să vândă cărți și din asta să trăiască. Mergea din ușă în ușă și întreba pe oameni dacă vor să cumpere cărți ca și cum ar fi de la anticariat. Și a ajuns la ușa unei femei care l-a repezit așa foarte brutal, nepoliticos. Însă în momentul în care a văzut că s-a îndepărtat copilul acesta, tânărul acesta, și-a dat seama că are un handicap, că are o problemă de sănătate, i-a părut rău. Și a zis, uite pentru că te văd în situația asta și vreau să cumpăr o carte de la tine. Însă el nu vindea milă, el vindea cărți. Și vrând așa oarecum să îndrepte greșeala pe care a făcut-o, s-a gândit să-l întrebe așa oarecum retoric, zice: nu e așa că suferința ta, zice, îți colorează viața?
Cam cât de inteligentă poate fi o asemenea întrebare să-i opui unui om care are o suferință în viața lui? Nu e așa că viața ta e mai colorată? Însă băiatul a fost totuși inteligent și a zis: Doamne, este adevărat, e mai colorată, dar zice, culoarea mi-o aleg eu. Cu siguranță atunci când vine necazul, când se întâmplă în viața noastră lucruri pe care noi nu le înțelegem, viața devine mai colorată, dar întrebarea este, ce culoare ne alegem? Vreau să vă spun, noi putem să alegem cel puțin 5 culori, dar poate numai una este potrivită și este plăcută și după voia lui Dumnezeu când vine necazul și suferința. Unii aleg atunci când vine necazul să-și aleagă ca și atitudine amărăciunea. Sunt cei care urmează sfatul nevestei lui Iov: bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Oameni care adună mult resentiment în inima lor și se răzvrătesc împotriva tuturor și în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Însă întrebarea este, oare amărăciunea ajută la ceva? Oare dacă adun în inima mea dușmănie, răutate, ură, resentiment împotriva lui Dumnezeu, cu ce mă ajută atitudinea asta să pot ieși din groapa în care mă găsesc? M-am auzit despre un actor care s-a convertit și la un moment dat, după convertirea lui, au început să apară multe necazuri în viața lui, multe încercări. Și la un moment dat s-a lăsat de pocăință și spunea el la un moment dat, zice, am încetat să mai cred în Dumnezeu, dar zicea el, n-am încetat să îl blamesc pe Dumnezeu pentru ceea ce mi se întâmplă. Și atitudinea unor oameni este aceea de a blama pe Dumnezeu pentru fiecare necaz, pentru fiecare suferință. Și asta înseamnă să alegem în viața noastră amărăciunea. Eu aș dori să avem gândul acela pe care l-aveau ucenicii când oamenii l-au părăsit pe Domnul în Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Și l-au părăsit și s-au îndepărtat pentru că erau extrem de dezamăgiți de el. Și Domnul le-a pus întrebarea, voi nu vă duceți? Și ei au dat un răspuns extraordinar și au zis în momentul acela, Doamne, la cine să ne ducem? Pentru că Tu ai cuvintele vieții. Și adevărul este acesta. Când vine necazul, când vine încercarea, întrebarea este, la cine să te duci? Să te duci la oameni? Să te duci la diavol? La cine să te duci? Soluția este să mergem la Dumnezeu. Soluția este să cerem ajutor, putere de la Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem, să spunem, Doamne, noi tot lângă Tine vrem să stăm. O altă atitudine nepotrivită este aceea de autocompătimire față de starea în care noi ne găsim. Adică să ne plângem de milă și să spunem întotdeauna, Doamne, de ce eu, de ce familia mea, de ce aici? Și vreau să vă spun, nici autocompătimirea nu rezolvă nimic. Chiar dacă uneori în viață se întâmplă anumite lucruri negative, o situație negativă poate să fie biruită, te poți ridica din starea aceea. Avem atâtea exemple și din afară. De exemplu, citeam despre Beethoven, care a fost un mare compozitor, după ce a surzit, a compus cea mai grozavă muzică. E un paradox. Sau, de exemplu, un autor englez sau american, n-aș vrea să greșesc, John Milton, care a scris Paradisul Pierdut. L-a scris după ce a orbit. Thomas Edison, aproape surd, și-a devenit un mare inventator. Cei care ați auzit de alfabetul Braille, omul acela, Louis Braille, la vârsta de 3 ani, în atelierul tatălui său, a avut loc un accident și a pierdut vederea pentru tot restul vieții. La 18 ani a inventat sistemul Braille, prin care cei care nu pot să vadă, pot să citească pe baza pipăitului. Fiecare dintre aceștia puteau să spună, pentru mine viața e terminată, n-are rost să mai fac nimic.
să-și plângă de milă toată viața, să-și amărească sufletul, dar oamenii aceștia au ales să se ridice, să lupte și să ceară ajutorul lui Dumnezeu. O altă atitudine nepotrivită este aceea de resemnare. Sunt unii care adoptă atitudinea aceasta de resemnare atunci când vine necazul. Adică, asta e, n-am ce face, asta e viața, mergem înainte. Vreau să vă spun, faptul că Iov adresează întrebări lui Dumnezeu nu este o greșeală. La începutul cărții, Iov îl întreabă pe Dumnezeu. La finalul cărții, Dumnezeu îl întreabă pe Iov. Însă, întrebările pe care noi le avem, de multe ori le adresăm oamenilor. Să nu uitați că Domnul acolo pe cruce s-a îndreptat spre Tatăl din cerul și a zis: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Întrebările mari ale vieții nu le puneți la oameni, pentru că oamenii nu pot să dea răspuns. Întrebările mari ale vieții le adresăm lui Dumnezeu, pentru că numai El ne poate da un răspuns. S-ar putea uneori Dumnezeu să ne dea un răspuns aici. S-ar putea uneori să treacă viața, să nu avem o explicație de ce am trecut printr-o anumită situație, dar Dumnezeu ne dă harul Lui să mergem mai departe. Binecuvântat să fie numele Domnului. O altă atitudine potrivită în încercare este aceea de a avea pretenția să înțelegi la nivel intelectual tot ce lucrează Dumnezeu. Este imposibil. Ca și cum i-am cere lui Dumnezeu, noi care avem o înțelegere limitată a vieții, să-L înțelegem pe Dumnezeu care este nelimitat. Eu care sunt finit, să-L înțeleg pe Cel care este nemărginit, adică pe Dumnezeu, când spune Biblia că gândurile mele și gândurile noastre sunt așa de departe de gândurile lui Dumnezeu, precum este distanța de la pământ la cer. Nu pot să am pretenția ca în starea în care mă găsesc să-L pot înțelege întotdeauna pe Dumnezeu și tot ce lucrează El. Atunci întrebarea este: care este culoarea cea mai potrivită cu care să-mi colorez viața atunci când vine încercarea și necazul? Este credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este cel mai bun răspuns, pentru că credința caută ajutorul lui Dumnezeu, credința nădăjduiește în Dumnezeu și aș dori ca Dumnezeu să ne mărească credința la toți. Să fim atenți la atitudinea pe care noi o avem atunci când vine necazul. Când îi adresează Iov întrebarea aceasta, căutând o explicație lui Dumnezeu, el zice: pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă? Ca și cum ai spune: Doamne, dar ce rost mai are viața dacă există suferință? Păi atunci probabil că cei mai mulți ar trebui să murim. Dacă doar cel care e sănătos, 100%, are doar bucurii și doar împliniri, ar trebui să trăiască. Dumnezeu dă lumină, Dumnezeu dă viață și oamenilor care suferă. Spuneam la slujba de înmormântare a sorei Elisabeta, care a fost miercuri, că Domnul a chemat-o acasă la vârsta de 53 de ani. Și familia a spus: 53 de ani de suferință. De ce? Nu știu. Cred că sunt prea mic ca să dau explicație la această întrebare. Cred că Dumnezeu a fost alegerea Lui. Nu știu de ce. Și sunt multe alte lucruri la care n-aș putea să dau un răspuns. Vreau să vă fac o recomandare. Feriți-vă de oamenii care le știu pe toate. Feriți-vă de oamenii care știu să explice necazul fiecărei case, mai puțin a lor. Feriți-vă de oamenii aceia care știu explicația fiecărui faliment, a fiecărei căderi, a altuia, dar nu și a lor. Întrebarea este: când vine necazul și suferința, poate Dumnezeu scoate ceva bun din ceva rău? Poate Dumnezeu transforma necazul într-o biruință?
Aș vrea doar așa telegrafic, pentru că timpul aproape a trecut, doar să amintesc așa câteva lucruri bune pe care Dumnezeu le scoate din amestecul acesta al suferinței, al necazurilor, pe care de multe ori nu le înțelegem în viața noastră. Unul dintre ele este faptul că în suferință Dumnezeu ne învață răbdarea. Necazul aduce răbdare. Nu mai citesc cuvântul acela care este spus de Apostolul Pavel și în Romani și apoi Iacov îl spune în capitolul 1. V-aș întreba un marinar bun, unde se formează ca marinar cu experiență? Când are pixul în mână sau când trece prin furtuna cea mai puternică? Teoria e bună, învățătura este bună, dar ceea ce îl califică ca un marinar cu experiență sunt furtunile pe care el le-a înfruntat în viața lui. Și uneori Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin anumite încercări ale vieții, pentru că în felul acesta Dumnezeu modelează caracterul nostru. Știți că necazurile și suferința ne învață uneori care sunt adevăratele valori din viață? Experiența a unui avocat care la un moment dat a avut tumoară la creier și a mai trăit încă un an și jumătate, a mai fost în stare să practice avocatura câteva luni și la un moment dat a fost la biserică, a depus o mărturie despre ce a însemnat pentru el perioada în care s-a luptat cu cancerul din viața lui, din trupul lui. Și a spus că suferința pe care a avut-o în trupul lui i-a schimbat toată perspectiva vieții. Și a dat seama care sunt adevăratele valori. Că nu sunt banii, că nu este slujba pe care o are, nu sunt cele materiale. Și a dat seama cât de importantă este relația cu familia, cu soția, cu copiii. Și în mărturia pe care el a depus-o în fața bisericii, spunea în final următoarele cuvinte: nu recomand cancerul ca și o metodă prin care să schimbi atitudinea, dar cu siguranță, dacă se va întâmpla lucrul acesta, o va face. Este bine să ne schimbăm atitudinea când e sănătos, când am de toate, însă cu siguranță suferința schimbă atitudinea oamenilor. Suferința, pe de altă parte, aduce această atitudine de smerenie, de umilință în viața omului. Fiecare dintre noi avem noi așa o părere frumoasă despre noi și ne place să credem că suntem cei mai smeriți, cei mai pocăiți, dar fiecare dintre noi a avut și momentele noastre de aroganță, de mândrie. Vorba cuiva zice, mândria e ca și barba, trebuie să o barberești în fiecare zi. Dacă ai fost smerit ieri, vezi că și astăzi trebuie să te smerești. Și astăzi trebuie să fii umil și smerit înaintea lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu îngăduie necazurile ca să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Și amintesc aici un verset din 2 Corinteni, capitolul 1. Apostolul Pavel a trecut printr-o situație limită, despre care el a crezut că nu mai are nici o șansă să mai scape viu. Și a zis el în versetul 9, ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Ei, vreau să vă spun, suferința ne arată cine suntem noi și cine este Dumnezeu. S-ar putea uneori să ne vedem așa de mari și de grozavi. S-ar putea uneori în prosperitate sau în sănătate să credem că facem totul, dregem totul, punem țara la cale. Îngăduie Dumnezeu o suferință și ne arată că suntem doar un fir de praf, un pumn de țărână și că El este Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Este cea mai potrivită atitudine a unui om în fața lui Dumnezeu. Suferința poate să aducă pocăință. Uneori oamenii se întorc la Dumnezeu doar când vine greul. Și aș avea și aici argumente din Scriptură pe care să le pot aduce. Unii nu se întorc la Dumnezeu decât dacă Domnul îngăduie suferință.
am avut în familia noastră, bunica din partea mamei, nu s-a pocăit până când nu a venit suferință. La 55 de ani. N-a vrut să audă de pocăință. Nu i-a trebuit pocăință. Mergea timp de iarnă pe stradă, alunecat, a dat cu capul de asfalt. A paralizat pe partea dreaptă. În suferință s-a botezat. S-a întors la Dumnezeu. A botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Mi-aduc aminte, eram copil și mă chema la pat cu Biblia și a zis, uite, dar așa cum se încălcește limba, că nu poți vorbi când ești paralizat, spunea, zice, citește-mi din Biblie. Citeam 5 capitole, citeam 10 capitole odată și nu se mai sătura. Important este, când plecăm din lumea asta, să plecăm oameni mântuiți. Amin. Dumnezeu vrea, în primul rând, mântuirea sufletului. Amin. Și pe locul 2 este confortul personal. Dar să nu ne pocăim doar când vine suferința, că nu-i ușor. E bine să fii pocăit și sănătos. E bine să fii pocăit și binecuvântat. Și să stăm lângă Dumnezeu în pocăință. Domnul să ne ajute la aceasta. Când vine suferința, știți că suferința ne face să simțim mai aproape cu alții care sunt în suferință? Uneori e greu să-l înțelegi pe cel care n-are pâine dacă ție nu ți-a lipsit niciodată pâinea de pe masă. E greu să-l înțelegi pe cel care are o suferință și care toată ziua are durere în sufletul lui și în trupul lui dacă pe tine nu te-a durut niciodată. E greu să-l înțelegi pe cineva care a pierdut pe cineva drag din casa lui. Uneori când trec pe aici, să știți că suferința înmoaie sufletul, ne apropie mai mult de oameni. Spunea cineva că toporul nu-l poți ascuți cu unt. Toporul poți ascuți doar cu o pilă sau cu ceva polizor, aspru. Uneori Dumnezeu ne ascute ca să ne facă folositori, dar nu cu unt ne ascute. Uneori Dumnezeu îngăduie pila necazurilor, a suferințelor, tocmai pentru că Dumnezeu are nevoie de noi. Dumnezeu vrea să ne folosească. Nu știu în această seară care este atitudinea noastră în fața lui Dumnezeu. Poate că noi n-am trecut niciodată prin ce a trecut Iov. Dar poate că și noi am avut momente în care am spus, Doamne, mai bine nu trăiam, mai bine nu mă nășteam în lumea aceasta. Vreau să vă spun, n-a fost cel mai inteligent moment din viața noastră. Dacă ne-am născut, înseamnă că a fost voia lui Dumnezeu. Dacă suntem în lumea aceasta, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu noi. Și vreau să vă spun, să luptăm întotdeauna împotriva gândului că mai bine să mori. Au fost persoane și în ultima perioadă, în ultimii ani, rata sinuciderilor a crescut foarte mult. În rândul tinerilor, în rândul unor oameni care s-au văzut pierzând loc de muncă, pierzând casă, pierzând lucruri materiale și au ajuns la concluzia că nu mai are rost să trăiască. Vreau să vă spun foarte clar, asta o spune diavolul. Dumnezeu ne-a dat viața ca să o trăim. Și chiar dacă uneori trecem prin anumite văi ale vieții, există cădere, dar există și ridicare. Există nădejde. Există un Dumnezeu în ceruri care ne va da putere să mergem mai departe și să-L binecuvântăm pe El. Aș vrea să vă invit în final la rugăciune. Haideți cu toții, ridicați în picioare să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Poate că unii dintre noi am venit așa cu atitudine în casa Domnului în această seară, ca și capitolul 3 din Iov. Să nu plecăm de aici așa. Am închis Biblia și se zice că dacă ai închis Biblia să nu-i amăgești pe oameni, să o mai deschizi încă o dată. Dar un gând foarte pe scurt, dați-mi voie înainte să ne rugăm. Vedeți, când vine așa descurajarea, la un moment dat ne poate aduce în situația în care să ne facem o filozofie de viață foarte greșită. Uitați-vă ce spune Iov la un moment dat în versetul 25. Și din păcate, mulți credincioși au filozofia asta total neproductivă, nesănătoasă.
De ce mă tem? Aia mi se întâmplă. Ce frate, cred că mă îmbolnăvesc. Și nu îmbolnăvește. Cred că și pic la examen. Și pică la examen. Aș vrea să vă încurajez să avem altă atitudine. Este din Noul Testament, din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Și aici Apostolul Pavel zice așa. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar zice, nu mi-e rușine că știu în cine am crezut. Vă întreb eu în această seară, noi știm în cine am crezut? Amin? Amin. Și zice el mai departe, și sunt încredințat că el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Avem aici, într-o parte, atitudinea lui Iov și în cealaltă parte atitudinea Apostolului Pavel. Cu care plecăm din adunare? Că Domnul a zis în Noul Testament, în anumite situații, facă-ți-se după credința ta. Acum, ce credință avem noi? Credința lui Iov, de ce mă tem, aia mi se întâmplă? Domnul zice, facă-ți-se după credința ta. Vreți lucrul ăsta? Eu nu vreau. Eu vreau ce spune Apostolul Pavel. Sunt încredințat că El are putere. Amin. Măriți să fie Domnul! Amin. Haideți cu toți împreună să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să încredințăm în mâna Lui viața noastră, familia noastră, problemele noastre, planurile noastre și să spunem, Doamne, ne punem toată nădejdea și credința în Tine, Amin. Că Tu ești Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin! Amin.